deci focalizarea pe imaginea de ansamblu, cuprinzând constituentul ultim sau suprem sau primordial, cum vrei să iei, ultim sau prim, acela ireductibil la altceva numit conștiință. Dacă nu facem asta, dacă nici acum, în al 12-lea ceas, când practic ne-a explodat în față cu toată violența, o consecință a modelului greșit despre realitate, în care ne-am încăpățânat să trăim, să operăm, să interacționăm unii cu alții și cu natura, dacă nici acum, în al 12-lea ceas, nu ne băgăm mințile în cap, nu dăm la o parte ochelarii de cal, care au început să crească și să fie una cu carnea noastră, trebuie să-i îndepărtăm și nu acceptăm imaginea largă despre lume, atunci, știi, ne merităm soarta. Chiar ne merităm soarta. Ceea ce știința acum vine și ne validează, și anume existența unei inteligențe supreme, existența conștiinței peste tot, de la mic și foarte mic până la mare și foarte mare, totul este o formă de expresie a conștiinței supreme, toate lucrurile astea nu sunt cu adevărat noi. Par senzaționale pentru că noi ieșim din cutia asta în care ne-am băgat capul și zicem cum? Lumea e mai vastă, mai cuprinzătoare decât am fost noi învățați la școală? Da, da. Dar ce să vezi? O știau acum 6.000 de ani, acum 4.000 de ani, acum 2.000 de ani. Iată, toți mari învățători despre asta vorbesc. Da? Despre ce altceva crezi tu că a vorbit Iisus decât despre, iată, natura noastră dumnezeiască și nu animalică. El nu zice, ești rudă cu maimuța. El zice, sunteți toți fiii celui prea înalt. Păi mai clar de atâta, cum putea el să se exprime? Stau și mă întreb. Deci ceea ce cu ochi mari și umezi știința vine și ne spune, wow, am descoperit că există conștiință în toate. Da, este tulburător și nou, complet nou, dacă stăm cu capul în această cutie, numită materialism. Numită dogma materialistă. Cum poți să afirmi că ceva există și doar acel ceva există și că niciodată nu va avea voie să se demonstreze că mai există și altceva? Wow! Da? Dar vezi tu, toată societatea este aservită acestui model. Învățământul nostru, sănătatea noastră, legile, totul este cu capul în această cutie. Unde simți tu prezența conștiinței, luarea ei în considerare, în ecuație? În care zonă a societății, în afară de această mișcare, nu știu cum să spun, mai mult pe cont propriu, de dezvoltare personală, de promovare a valorilor binelui, noi suntem la nivel instituțional ai materialismului. Ok? O, ce frumos! Avem un telefon. Un domn sau o doamnă? Bună seara! Alo. Bună seara! Bună seara! Cine sunteți? Sunt un cetățean din București și am auzit-o pentru prima oară pe doamna profesor Grit la cealaltă, la anterior, acum câteva zile. Și aș vrea să pun o întrebare sau două. Vă ascult cu drag. Adică mai mult. Bună seara, doamna profesor. Bună seara. Nu sunt profesor, dar m-am făcut profesor de fericire și de nemurire. Mă măgulește titlul. Sunt un cetățean din București. Așa, am vreo 70 de ani. Ce frumos, aveți o voce foarte tânără. V-am auzit pentru prima oară data trecută. Spre rușinea mea nu v-am cunoscut. Și vroiam să, dacă e posibil, eu să vă spun ceva și să vedem cum ați abordat dumneavoastră. Cu mare drag, dacă vă pricep. Și anume. Nu prea vă mai aud? Alo? Vă rog, reveniți, nu vă aud.
colegii mei îmi vor rezuma întrebarea dumneavoastră. Acum eu vă aud decalat și vă aud decalat. Am ascultat ce am vorbit eu. Eu n-am ascultat nimic. Alo? N-am auzit nimic din ce ați spus. Îmi pare rău. Alo? Alo? Puteți repeta, vă rog? Nu mai mă auziți? Acum vă aud, dar când ați spus întrebarea nu v-am auzit. Regret. Poate cineva din regie poate să-mi spună și mie întrebarea? Ok. Deci eu am să vorbesc și pe urmă vedem cum ajunge la doamna. Vă aud, deci, vă aud. Da. Nu, n-am pus întrebare, acum a pus. Acum a pus. Nu e o întrebare. Prin anii 86, cred așa, am citit o carte, Șocul viitorului. Și cartea asta se termină, are finalul, civilizația va distruge civilizația. În legătură cu aceasta, aș vrea să vă spun... Da. Așa. Și întrebarea? Sau finalul? M-aș fi bucurat să... Da, deci am înțeles. Alvin Toffler, cred că se numea autorul. Șocul viitorului. Civilizația va distruge civilizația. Da. Eu ce să zic? Eu ce să zic? Deci dacă ar fi să zic ceva, aș spune că în cărțile pe care le-am citit, m-auziți? În fine, dacă nu m-auziți, o spun pentru telespectatorii noștri. Am înțeles că avem o putere. Avem puterea inclusiv de a ne schimba soarta. Există așa zisele linii de timp, linii temporale, sau unii spun multiversuri, modelul lui Everett. Sunt multe teorii, dar se pare că e ceva profund acolo și că viitorul nu este implacabil, dăltuit în piatră și implacabil, deci de neschimbat. Și e foarte important să ne folosim natura noastră de Dumnezei. De ce credeți că suntem aici numiți Dumnezei? Pentru că avem o proprietate magică. Suntem creatori de realitate. Elaborăm tot timpul, emitem tot timpul niște holograme non-fizice, da? Care după o vreme, dacă ele sunt hrănite cu energia noastră, cu persistența noastră, cu intenția noastră fermă, ele au o proprietate miraculoasă. Ele se mută, hologramele noastre, din lumea nevăzută, nefizică, în lumea văzută, tangibilă. Este mister pur cum se întâmplă lucrul ăsta. Dar doar cu puterea minții se pot face astfel de lucruri. Ei bine, deci, răspunsul meu era da, poate că suntem exact pe punctul de a ne autodistruge, civilizația distruge civilizația, omul îl distruge pe om. Iată că e posibil. Sunt mulți nebuni pe lumea asta. Da? Psihopați ar fi un eufemism. Și mulți dintre ei au foarte multă putere pentru că au bani. Pe de altă parte, noi avem puterea gândului. Noi avem puterea de a ne uni mințile asupra, focalizându-le asupra unui viitor care să arate așa cum vrem noi. Nu subestimați puterea aceasta. Ea este chiar creatoare de realitate. Da? Grav ar fi dacă vreo tehnologie, nu dau nume, ne-ar afecta exact antena. În interiorul capului nostru noi avem o antenuță, o glandă, care ne tunează
la câmpul magnetic, la câmpul, la toate câmpurile. Că în fond noi nu trăim doar aici pe Pământ. Noi în același timp suntem în cosmos. Noi suntem, cum să spun, toate radiațiile imaginabile trec prin noi, pe lângă noi, peste noi, pe sub noi. Deci ce vreau să spun pe scurt este că n-ar trebui să ne lăsăm descurajați, ci doar avertizați de un astfel de scenariu. Nu spun că el este neplauzibil. Iată, chiar suntem cu un picior în implementarea lui, dar poate că sunt 5 minute înainte de miezul nopții și poate că vom face uz de ceea ce se dorește să nu conștientizăm, să nu mai conștientizăm că avem puterea de a ne gândi realitatea. Și în acest punct, dați-mi voie să vă spun un citat de Planck, altul. Unii zic că e de Einstein. Sincer, nu mi-am făcut temele și nu mai sunt sigură al cui este. Dar nu contează. Contează ceea ce spune acest citat și asta este cu siguranță valabil. Niciodată nu vom putea găsi soluția unei probleme pe același nivel pe care problema a fost generată. Și eu vin și zic, pe același nivel de conștiință. Deci dacă noi, te rog să mă ierți, spălați pe creier, temeinic spălați pe creier, că nu există decât materie, bani, posesiuni, avere, dat din coate, făcut carieră, gâfâit în urma sarcinilor vieții și pe urmă picat mort cu sau fără statuie pentru ceea ce am făcut o viață, da? Dacă noi așa credem și așa ne ducem viețile în conformitate cu acest model defectuos, desigur, al realității, iată ce ni se întâmplă. Deci noi ne aflăm pe un nivel de conștiință. Așa vedem noi lucrurile și iată, după o vreme, am cam fost băgați într-un colț, cu fața la perete. Nu știm să mai ieșim din ceea ce ni se întâmplă. Atunci, ce-mi spune mie acest citat este că trebuie să ne mutăm mental, emoțional, la alt nivel de conștiință, ca să putem să rezolvăm problema pe care singuri ne-am generat-o. Nu poți, la același nivel, să generezi o problemă și tot acolo să găsești și soluția ei. Trebuie să te uiți mai de sus ca să vezi soluția. Și așa, mai direct spus și poate mai brutal, nici nu poți răspunde răului cu rău. Acum 2000 de ani mi s-a spus nu, nu ochi pentru ochi și nu dintă pentru dintă. Și noi simțim în interiorul nostru că da, așa este, suntem mai buni decât atât. Suntem mai blânzi decât atât. Suntem toți dornici să exprimăm iubire și da, și să primim iubire. Deci toți știm unde este adevărul. Doar că am luat rău de tot pe o fundătură. Hai să vedem cum ieșim de acolo, da? În orice caz, ieșirea din situația în care ne aflăm are în mod esențial de a face cu creșterea nivelului nostru de conștiință, cu creșterea, cum se spune, a vibrației noastre, a frecvenței pe care vibrăm. Căci toți suntem patternuri vibratoare de energie și informație. Ok? Deci eu zic să nu punem răul înainte și să nu ne așteptăm ca deznodământul să fie unul rău. Pentru că atunci exact asta vom crea. Știi cum se spune? Ai grijă ce-ți dorești, că s-ar putea să ți se întâmple și se mai spune de asemenea în oglindă de ce ți-e frică nu scapi. Pentru că orică îți dorești, deci te duci într-acolo cu bucurie, orică ți-e frică. Și ai vrea să nu ți se întâmple un scenariu sau altul, faptul că gândurile tale se duc către ceva, către o viziune, către un deznodământ imaginar, hrănește. Acest fapt hrănește. Gândurile tale hrănesc acel posibil deznodământ și ce să vezi? Aia se va întâmpla. De ce ți-e frică? De aia nu scapi. Ce-ți dorești? Ai grijă că s-ar putea să ți se îndeplinească sau să ți se dea. Așadar, să ne folosim puterea creatoare, puterea mentală, puterea supremă pe care o avem. Natura noastră dumnezeiască. Să ne reamintim cine suntem și să facem uz de ceea ce putem. Suntem după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Multă vreme n-am înțeles care e deosebirea. Chip, asemănare, nu e tot una. Mi-a zis cineva, nu știu dacă mi-a zis bine, că a fi după chip înseamnă a avea latente în tine aceste aptitudini,
Și a fi după asemănare înseamnă chiar să le folosești, să faci binele, să creezi o realitate așa cum ar trebui ea să fie tot timpul, o realitate benefică. Deci, uite, aici se fac acum jocurile, pentru că suntem foarte mulți. Și dacă toți acești mulți care suntem ne conștientizăm puterea și ne ridicăm frecvența mai presus de orice gângănii, știi tu, ce ni se mai poate întâmpla? Totul e să o facem rapid, da? Totul e să o facem rapid și să nu permitem să ni se afecteze exact. Îți spuneam glanda pineală, cea care ne face să fim conectați la acest cosmos. Bun. Vezi tu, avem un model al realității. Noi tot avem un model al realității și pe urmă avem alt model al realității. În sensul că modelele noastre, care, după cum mai spuneam odată aici, sunt doar hărți, sunt niște reprezentări ale realității. Ele nu sunt realitatea. Asta e foarte important să țină în minte. Dacă modelul nostru este defectuos, viața noastră va fi, până la urmă, o jale. Așa că nu de dragul de a preda ceva nou copiilor la școală, nu de dragul de a ne făli că am citit niște cărți recente de fizică sau de matematică, nu din astfel de motive, ci pur și simplu pentru că este existențial, e de o importanță esențială, existențială, trebuie să ne modificăm modelul realității, să luăm modelul de acolo de unde este el și e departe de realitate. Da? E o gravă, spun eu mereu, amputare a realității. E ca și când ai spune că un om are doar o mână și un picior. Nu, el are două mâini și două picioare. Dacă tu tai din el, e problema ta, dar omul ăla complet și funcțional are două și două. Am luat un exemplu destul de nepotrivit, iartă-mă. Așadar, ar fi important să absorbim fiecare de unde îi se potrivește, unii poate din această carte de fizică, alții poate din alte cărți de fizică sau matematică, dar fiecare de unde poate să absorbim noul model al realității. Noul model al realității este inclusiv și, precum vezi, e vechiul model al realității. El este nu unul care exclude conștiința, nu, este unul care include. Exclude moartea, nu, o include și pe ea. Viața include și, da? Noi trebuie să ne includem toți unii pe alții, fără niciun fel de discriminări, în iubirea noastră, în rugăciunea noastră, în toleranța noastră, da? Să sperăm că toți își vor reveni, pentru că suntem într-un coșmar în care oamenii fac rău oamenilor. Oamenii vor să facă rău oamenilor. Nu știu, poate că reușim să ne trezim. Voiam să-ți spun că avem aceste afirmații, de exemplu. Să pornim de la afirmația aceea pe care a făcut-o Iisus, cum că dacă facem o faptă bună cuiva, oricăruia dintre semenii noștri, oricât de mărunt ar fi el și de umil, lui i-am făcut. Și invers, dacă nu facem, lui nu i-am făcut. E destul de intrigantă această afirmație dacă stăm cu capul în cutia materialismului. Și o să zicem, pe cum? Ce legătură are una cu alta? Are. Știi? Totul are legătură cu totul. Asta este noul model. Noul model, de fapt, nici măcar nu spune că suntem în legătură unii cu alții. De fapt, noul model afirmă ceva mult mai radical. Suntem o singură făptură, suntem un singur câmp uriaș în care există de toate și câmpul. Vezi tu, toate particulele, de fapt, nu sunt decât ca niște încrețituri, ca niște forme de exprimare de scurtă durată din oceanul de energie care ne include pe toți. Și când spun energie, spun și energie și conștiință.
Noi suntem un ocean uriaș care, din motive pe care noi nu cred că le vom elucida vreodată, pentru o vreme suntem închiși într-un corp, din care ieșim după 70, 80, 90, 100, 120 de ani, cam ieșim din corpul acela. Nu încetăm să existăm din acest motiv. Dar după o vreme ne găsim alt corp, nou-nouț, urlăm când intrăm în el. Oh, e greu. Dar ușor, ușor ne reacomodăm. Unii nu uităm viețile anterioare, alții le uităm, purtăm cu noi numai traumele. În fine, deci noi tot ieșim și intrăm și ieșim și intrăm în această viață, chit că ni s-a interzis cu măsuri draconice să mai ținem minte aceste fapte. Aceste fapte ale fizicii, ale fizicii omenescului. Așa suntem noi creați. Nu sunt în India oamenii într-un fel și ei se reîncarnează. Noi suntem altfel, noi nu ne reîncarnăm. Toți avem mai multe șanse. Și trebuie să ne lărgim acest model dogmatic al realității. Dacă nu o facem nici acum, dacă și acum rămânem închistați din motive care au 1500 de ani vechime, că așa a zis un împărat anume, să nu ne mai prindă el că vorbim despre reîncarnare sau că citim cărți și s-au ars cărțile de pe atunci, ei, dacă după 15 secole în care noi avem pretenția că am evoluat, că suntem emancipați, că avem discernământ, raționăm critic, dacă noi încă mai suntem tributari sau încă mai suntem înspăimântați de ceea ce s-a interzis acum 15 secole, Dumnezeule, n-ar fi cazul să ne updatăm în concordanță cu descoperirile lucide și de necontrazis ale matematicii, ale fizicii, ale neuroștiințelor, să ne adaptăm modelul acesta de 15 secole al realității. Și să spui, nu, eu nu vreau să modific modelul, eu rămân la modelul meu. Bun, așa o să mor. Da? Nu că ar fi o mare problemă, că eu sunt convinsă că trăiești mai departe, dar vei fi tu care ai acest model al realității, ai să fii terifiat, mai ales când te vei pomeni desprins de corp și existând în continuare. Un sfat prietenesc, mai citește câte o carte din afara cutiei tale. S-ar putea să-ți folosească. S-ar putea să fii mai calm atunci când vei constata că vezi, auzi, gândești, existi, conștientizezi, cu toate că undeva într-o cutie corpul tău tocmai este dus la groapă. Bun. Deci despre ce vorbim aici? Vorbim despre un model al realității, o hartă mai adecvată, mai fidelă, mai puțin bizară, cum este cea care ne-a fost inoculată, îndoctrinată și de care n-am avut voie să ne desprindem atât amar de vreme. În tinerețea noastră ar fi fost de neconceput să spunem că există altceva decât materie. Dar acum avem pretenția că suntem liberi. Suntem liberi sau nu suntem liberi? Asta este întrebarea. Suntem singularități ale unui câmp. Există și o carte care mi se pare o carte remarcabil de importantă, se numește chiar așa, The Field, câmpul, al unei jurnaliste de investigații, Liane McTaggart. Vezi, câmpul ăsta clocotitor de energie este câmpul, se spune, energia punctului zero. Nu există să nu mai existe o anumită formă de mișcare în ceea ce noi considerăm a fi gol, a fi vidul cuantic. Păi este exact antipodul cuvântului vid. Folosesc mereu cuvântul colcăitor sau clocotitor, poate că ar fi mai bine, clocotitor, pentru că nu-mi vine alt gând. Când, nu știu, poate ai văzut vreodată un cazan cu apă și în el clocotește apa, are o neliniște, se ridică, se învolburează. Așa este în jurul nostru și în noi, tot timpul, conștiința aceasta. S-au făcut experimente. Am văzut un film pe YouTube foarte interesant. Un profesor universitar care este specializat în câmpurile acestea cuantice, David Tong, a ținut o prezentare într-o sală celebră în istoria științei, sala de la Royal Society, Societatea de Științe Regală, din Marea Britanie, desigur. Și m-a impresionat
onestitatea lui, pentru că se vedea de la o poștă că este pasionat de ceea ce face. O să pun linkul pe pagina mea. Se vedea de la o poștă că este un mare profesionist, totuși nici o secundă n-a încercat să, cum să spun, să se eschiveze de la a spune ce e da, e da, și ce e nu, e nu. Și cu asta mă refer, prin asta mă refer la, la afirmațiile lui sau abținerea lui de a afirma că s-au obținut anumite confirmări în laborator ale modelelor materialiste. El nu folosește cuvântul materialist, dar dacă ești atent, îți dai seama că despre asta este vorba. Uite, vreau să-ți spun ceva. Înainte să-ți povestesc despre acest film remarcabil din punctul meu de vedere, tocmai prin competența și onestitatea lui științifică, vreau să-ți mai spun, să-ți amintesc de o metaforă. Dacă noi vedem doar părți dintr-o realitate complexă, atunci noi vom fi siguri că e adevărat ceea ce vedem. Dar vezi tu, a fi ceva adevărat nu e totuna cu a fi adevărul. Citeam că niște orbi, să zicem 5 orbi, au fost lăsați într-o cameră cu un elefant. Fiecare din ei pipăia altceva. Trompa elefantului, altul un picior, altul o ureche, altul un colț de fildeș, altul o coadă. Coada. Revin imediat. Avem bucuria că cineva ne-a sunat. Bună seara! Bună seara, doamna Rodrigue. Am o rugăminte la dumne. Mă rog. Sandu din Baia Mare. Bună seara, domnul Sandu. Bună seara, domnul Sandu. Aș vrea să vă spun că ori și unde merge lumea, n-am văzut pe mass media să se anunță despre să treci ora în care pleci la cerere de acasă. Bineînțeles, după cumpărături. Dar la Baia Mare jandarmii ne oprește din drum. Dacă mai comentăm ceva, s-ar pe noi și ne bate. Îmi pare foarte rău. Probabil că este un abuz, nu știu, n-am nicio competență. Sau poate e o reglementare locală, dar... Îmi pare foarte rău, domnul Sandu, să aud asta. Ați fost atacat, ați fost lovit? La cine am putea să vorbim? Cum? Îmi pare foarte rău să aud asta. Poate că aud și autoritățile din zonă și... Bună seara! La revedere, vă doresc multă sănătate și sper să se remedieze exagerările astea. La revedere. La revedere, îmi pare foarte rău. Chiar mă afectează ceea ce aud. O, Doamne. Poate și jandarmeria își măsoară acțiunile și atitudinile. Sunt tot concetățeni de-ai noștri și jandarmi, nu? Au tot părinți, mătuși, unchi, bunici. Îmi pare rău că am aflat așa ceva. M-aș bucura să intre în direct cineva care să ne spună că nu se mai întâmplă asta sau că a fost un exces de zel sau că a fost o greșeală de tact. M-aș bucura foarte mult. Poate că intre cineva în direct. Tot de acolo. Bun, deci revin la ceea ce spuneam înainte de acest apel telefonic trist. Spuneam că, vezi tu, fiecare din acești orbi, neavând șansa de a vedea elefantul în integralitatea lui, e convins de adevărul a ceea ce a pipăit el. Este ca o marmură, zice cel care pipăie colțul de fildeș. Altul spune, este moale cel care a pipăit urechea și așa mai departe. Ca o sfoară, zice cel care trage pe coadă. În momentul în care oamenii ăștia, să zicem, că printr-o minune ar vedea și ar da seama că fiecare dintre ei vedea ceva adevărat, dar nu vedea adevărul. Înțelegi? Asta este o nuanță importantă. Eu vă invit să facem un efort de concentrare
ochi, să ne concentrăm asupra imaginii integrale, dacă vrem să ne schimbăm soarta. Mai avem un apel în direct. Mă bucur să vă spun bună seara. Bună seara. Cine sunteți? Sunt de la Călimănești, județul Vâlcea. Bună seara. Aș vrea să vorbesc și eu. Vă rog. Am făcut atâtea anunțuri, am dat atâtea telefoane care le vedeam pe banda de la televizor. Stau izolată în casă de o lună de zile. Am cerut și eu ajutor la mai multe persoane, mă ajute. Nu am pensie, am un ajutor social de boală de 700 de lei. Nu am și eu un anum ajutor social. Ați lăsat numărul dumneavoastră de telefon în redacție? Nu am bani de mâncare, nu am bani de medicamente. Cum vă cheamă? Soroiu Maria. Vă rog să spuneți colegilor mei exact. Știți, noi nu suntem aici în niciun fel nici abilitați, nici în vreun fel finanțați de cineva ca să avem din ce avem noi să dăm mai departe, dar vă rog, lăsați un număr de telefon și numele dumneavoastră exact și localitatea și am să încerc să revin cu un telefon în liniște după emisiune. Vă doresc curaj și sunt sigură că se va găsi o soluție. Da. Să fiți sănătoasă. La fel, o seară. Mulțumesc că ați sunat. Deci eu aici divaghez despre modele ale realității și lumea are probleme absolut de bază de supraviețuire cu hrană, cu medicamente, de izolare în casă de lună. Groaznic. Vedeți, despre asta este vorba. Eu nu cred că această doamnă nu are niciun vecin. Chiar nu cred. Nu cred că nu are nicio rudă, măcar așa, cum să zic, de suflet. Nu refuz să cred că locuiește undeva în creierul munților unde nu mai există suflet de om. Despre asta este postul. Despre asta este săptămâna patrilor. Înțelegi? Fiecare din noi are posibilitatea să facă un bine. Acum, atât de simplu, ducând o pâine, făcând ceva, nu știu, făcând ceva, punând în clanță, o pungă cu câteva alimente. Trebuie să ieșim din asta împreună, ajutându-ne unii pe alții. Nu vom putea ieși izolându-ne. Asta se dorește, să fim izolați, să fim izolați, să fim pulverizați. Suntem o ființă în flacoane diferite, da? Dar suntem o entitate. Crede-mă, crede-mă. E foarte greu de văzut și de crezut, pentru că noi, la nivelul ăsta 3, vedem doar flacoanele. Flaconul gri, flaconul Popescu, flaconul Ionescu. Nu, înăuntru suntem o entitate. Ființa aia. Poate că suntem chiar fragmente din Dumnezeu, care experimentează prin trupurile noastre lucruri, senzații, trăiri, emoții. Mi s-a părut că aud un nou apel. Așa. Deci, ideea mea era să ne... Mă bucur dacă mai avem un telefon în direct. Bună seara! Bună seara! Ileana Cristia mă numesc. Cum? În legătură cu subiectul dumneavoastră din această emisiune, îmi pare rău că la 21:19 minute am deschis telefonul și probabil că am pierdut, din păcate, multe subiecte. Nu vă faceți probleme, o să postăm filmările, colegii sunt atât de drăguți încât voi posta filmările, intrați pe Facebook. Sunteți pe Facebook? Nu. Ei, pe Facebook, în altă parte, n-am unde să vă ofer. Voi posta aceste înregistrări și le puteți găsi și vedea în liniște. Vă ascult! Bună seara! Bună seara! Ileana Cristian mă numesc. Bună seara! Destul de târziu am deschis telefonul. Deci la 9:19 minute am deschis telefonul din parte și așa m-am bucurat când v-am auzit despre acest subiect discutând, fiindcă noi oamenii credem că de fapt suntem doar oameni.
Și nu suntem doar oameni, suntem mult mai mult, de fapt. Ileana? Mai sunt? Da. Continuați, vă rog, îmi place ce spuneți. Da. Deci, toată lumea crede că suntem doar oameni. Ne naștem și murim. Nu crede toată lumea. Din ce în ce mai mulți oameni s-au lămurit că suntem mult mai mult. Cum a spus dumneavoastră mai înainte, o să ne trezim că sufletul nostru trăiește mai departe și, de fapt, corpul nostru este undeva într-o cutie sub pământ. Trebuie să avem foarte mare grijă, într-adevăr, fiindcă multe lucruri nu se văd. În curând, cele nevăzute vor fi văzute, da, fiindcă noi am fost obișnuiți ca creierul nostru să vadă doar ceea ce ne-a învățat mama și tata, învățat din pătut, dar de fapt sunt mult mai multe lucruri. Așa este. Aveți perfectă dreptate. Atât de mărunte și care ne fac atât de fericiți. Eu când merg la muncă, trec pe lângă o curte unde sunt trei cai și acolo îi lasă proprietarul. Și eu întotdeauna mă opresc acolo și am impresia că să mă umplu de bunăstarea lor și de liniștea lor. Foarte frumos. Când îi văd că se apleacă și mănâncă singur de pe ce găsesc pe pământ și stau atât de liniștiți și se joacă împreună și fug și am impresia că dialoghează. Sigur dialoghează. Și de multe ori mă gândesc, Doamne, cum ne zbatem noi să ne cumpărăm cărucioare de alimente pe care le punem ulterior în frigider și apoi le aruncăm că au expirat. Dar de ce ne este frică dacă acei cai primesc mâncare de la stăpânul lor mai mult noi ca oameni și l-avem pe Tatăl nostru ceresc, care ne-a iubit mai presus de orice? De ce ne este frică de foame dacă acei cai sunt fericiți că mănâncă de pe jos și au, că stăpânul lor le dă? Deci ar trebui să ne bucurăm de fiecare firicel de iarbă, de fiecare căluț, de câmp, de cer, când mergem și soarele ne luminează și mergem pe drum și suntem sănătoși. Da. Și referitor la ce ați mai spus dumneavoastră, că multe lucruri nu se văd și sunt mărunte și nu le băgăm în seamă. Ei, câte lucruri se văd. Dar probabil nu suntem noi atenți. Da. Și probabil nu ne-am dezvoltat dorința de a le vedea. Da. Ei, dacă ne-am dorit să le și vedem, ne-am putea vedea citind multe cărți, că sunt extrem de multe cărți. Doamne, dacă aș putea să le cumpăr de câte am auzit la televizor scrise de mulți savanți și poate de oameni simpli care ne-ar fi învățat să ne bucurăm și să avem grijă de sufletul nostru. Pentru că nu-i de ajuns de corp. Noi avem grijă de corp, dar e doar un ambalaj. Știți? Vă rog să mă credeți că eu am avut impresia, că de fapt nu, nici nu impresie, că odată, fiind într-un loc în munți și eu mereu mă încarc de un rând de de brazi pe stânci, atâta mă energizează și mă bucură și văd când văd soarele și mă duc înainte și văd cât e de frumos, am impresia că am tot universul. Pur și simplu, iertați-mă că vă întrerup, ne-ați umplut sufletul cu imaginea acelor cai, nu mă așteptam să spuneți asta, am crezut că o să spuneți ceva despre niște flori în grădină, pur și simplu parcă i-am văzut, spuneți-mi, erau albi sau negri, simt nevoia să știu. Poftiți? Cai, erau albi sau negri? Este unul alb care mănâncă, alb cu negru, așa mai pătat, da. Și doi așa mai maron, negricioși. Doamna Ileana... Și au păr multe picioare, minune.
Da. Pur și simplu ne-ați făcut mare, mare bucurie și onoare. Noi avem aici un program în continuare și poate mai sunt și alți doritori care vor să intre cu telefonul. Da. Vă rog să reveniți și la alte emisiuni. Poate că ne ajută Dumnezeu ca săptămâna asta să ne vedem în fiecare seară, încă mai tatonăm. Da. Era vorba de o experiență extrem de importantă. Aș vrea să vă spun. Deci cum i-am văzut corpul de sus, de corpalizare ceva. Da. Ați fost în operație, probabil. Ne mai întâlnim. Da. Mă interesează foarte tare, pentru că noi avem un grup Ars Moriendi, unde asta facem, adunăm astfel de povestiri adevărate și începem să ne clarificăm că ele sunt o altă formă a normalității. Nu sunt niște aberații, nu sunt paranormale. Asta este realitatea noastră. Trăim în corp și una are în situație extremă, trăim în afară din corp. Însă, timpul emisiunii fiind limitat, vă rog frumos, lăsați-mi numărul dumneavoastră. Vă sun înapoi și sunt foarte interesantă să vă aud în detaliu povestea. Da, da. Să fiți sănătoasă. Mulțumesc pentru intervenție. Foarte multă. Doamne. Nu știu dacă nu mai aude, doamna. Așa. Iar noi revenind la oile noastre, la emisiunea noastră, ne-am obișnuit să fim răsfățați pe final de emisiune cu vocea blândă, mătăsoasă a prietenei noastre, doamna Claudia Voci, care și în seara aceasta ne oferă cu generozitate o meditație deosebită. Aș sugera să povestesc ce am de povestit din zona asta a științei, mai aridă, mai puțin așa. E impresionant și asta, dar poate că nu așa liniștitor pentru a ne duce în seara aceasta către somn, relaxați. Probabil că cel mai frumos lucru ar fi ca acum eu să încetez și să spun bună seara, Claudia. Bun venit, Claudia. Și mulțumesc. Da. Ne-ai făcut onoarea să fiți aici. Ne mulțumim reciproc și cu lumânărica asta care a ars tot timpul pentru mulți ai noștri și vii și morți. Suntem aici într-o atmosferă, cum să spun, de suflet. Eu mă relaxez și abia aștept să te ascult. Mă bucur, mi-a spus că doamna de dinainte a făcut o trecere atât de frumoasă către o stare mai pozitivă, mai plăcută, mai într-o altă energie decât ceea ce am ascultat din mărturile celor de la Baia Mare sau de unde eram. Sunt foarte mulți oameni necăjiți care în perioada asta chiar trec prin situații devastatoare chiar. Și înainte de a începe meditația, cât timp tu, dragă privitorule, care ești acum în fața televizorului și care vrei poate să începi să intri în această meditație cu mine, deci cât te pregătești și îți găsești un loc liniștit în care să nu fii deranjat, în care să poți să stai comod. Deci în timpul ăsta eu am făcut o rugă, o afirmație, al cărui autor este necunoscut. Am găsit-o pur și simplu pe internet. Dar cred că este binevenită tuturor, pentru toți acei oameni care cărva le este frică, care cresc în panică și nu mai văd acea luminiță, acea speranță pentru ziua de mâine. Așa cum a fost și cazul doamnei care m-a sunat și era atât de într-o situație atât de neplăcută. Așa că te invit să rostești cu mine această rugă, această afirmație, astfel încât să fim împreună, uniți în această afirmație și să facem să fie mai puternică și mai de ajutor pentru fiecare dintre noi. Vreau să încep. Doamne, azi mă eliberez de teama a ceea ce îmi va aduce viitorul și fac pace cu tot ceea ce există acum în viața mea. Învăț să am încredere în ceea ce este și în ceea ce va fi, fără să mă îngrijorez și
fără să pierd bucuria momentului prezent. Îmi deschid inima și primesc tot ceea ce vine în viața mea cu semnătate. Acum înțeleg cu adevărat ceea ce înseamnă să se facă voia ta. Mă predau ție în totalitate. Să simt cum o pace profundă și o încredere completă pun stăpânire pe mine. E bine în acest loc. Aici sunt acasă. Mulțumesc pentru acest moment de grație. Menține aerul în interior pentru câteva clipe și apoi, cu fiecare expirație, permite să se elibereze orice tensiune pe care o simt în corp. În timp ce te relaxezi, din ce în ce mai profund. Începe să-ți miști degetele de la picioare și simte cum se relaxează. Apoi relaxează-ți tălpile și gleznele. Simte energia pământului cum urcă prin tălpile tale. Te invit să-ți relaxezi abdomenul în profunzime și talia. Apoi acordă atenție pătrii tale din spate, de jos până sus. Și simte cum spatele îți este în întregime relaxat. Simt cum fiecare mușchi în antebraț, în braț, se relaxează. Și apoi palmele tale pune în vârful degetelor tale.
simt acum cum relaxarea îți cuprinde gâtul. Apoi, îndreaptă-ți atenția către fața ta și simte cum maxilarul tău și gura ta devin noi și relaxate. În această stare, te invit să-ți mut atenția în inima ta. Și în timp ce-ți menții atenția acolo, în inimă, observă cum lumina divină îți luminează inima din interior. Ușor, această lumină îți inundă tot corpul. Tot corpul tău, fiecare celulă, se umple de lumină strălucitoare. Și tu te simți cufundat în iubirea și lumina inimii tale. Și pe măsură ce respiri ușor, profund și calm, observă că singurul lucru căruia dorești să-i acorzi atenție este vocea mea liniștitoare. Ce-i slab nu pot ierta niciodată. Iertarea este atributul celor puternici, spunea Mahatma Gandhi. Agresia omenească. A ierta este divin, spunea Alexander Pope. Atât cât iubești, spunea la Rușcocu. Și dacă e să-i luăm în serios, observăm că singura cale de a ne curăța rănile emoționale de o travă lor este iertarea. Este important, este necesar, acum, în această săptămână, mai mult ca oricând, să ierți pe cel care te-a rănit. Oricât de gravă ți s-a părut fapta pe care a făcut-o în mintea ta. Și chiar dacă nu crezi că merită să fie iertat, iartă-l pe de-a lungul tău. Pentru ca tu să nu mai suferi amintindu-te de acea persoană sau de acea întâmplare care a provocat supărarea ta. Nu suntem noi în măsură să judecăm faptele altora.
noi suntem supuși greșelii și singurul care ne poate judeca este însuși Creator. Însă El, în imensa lui iubire cu care ne înconjoară, ne iartă întotdeauna greșelii. Iertarea este remediul care ne poate vindeca mintea și apoi sufletul. Condiția să fie sinceră și profundă. Și îți dai seama că ai iertat în întregime atunci când oricât eforturi ai face, nu-ți mai poți aminti motivul supărării tale. Pentru că acea amintire pur și simplu a dispărut. Și deși pare dificil și aproape imposibil la început, iertarea va veni din ce în ce mai ușor. Ce putea ajunge să te ierți chiar și pe tine însuți. Pentru că se știe că noi ne iertăm cel mai greu. Și iertarea de sine și la acceptarea de sine și apoi la iubirea de sine. Însă pentru a te ierta este nevoie să vezi rănile și suferințele tale într-o altă lumină. Să te lași și pentru că să nu mai ai presentimente, oferă-ți șansa de a vedea clar cum circumstanțele acțiunilor se manifestă acum în viața ta. Vei înceta să mai crezi că ceilalți de mine sau autorii nefericirilor tale